Și acum, dacă ar fi să intrăm și la Ioan Botezătorul, că l-avem în mine, să nu-l lăsăm nici pe el, trebuie să știm și despre Sfântul Ioan Botezătorul câteva lucruri extraordinar de minunate. Deci el este fiul de rugăciune sau din rugăciune dăruit Sfinților Zaharia și Elisabeta, bătrân fiind, sterp fiind, când Zaharia intră la templu, intră să cădească că era de săptămână, să atămâieze altarul Sfintei Sfintelor și vede acolo un înger. Și îi spune, femeia ta va avea un prunc. Zaharia era obișnuit cu îngerii pentru că el a avut ocazia să-i vadă deseori. Când o hrăneau pe Maica Domnului, când îi vorbeau Maicii Domnului, când o învățau Scripturile. Deci el văzuse des îngerii și încă se mira. Ce ar fi femeia asta care este atât de... are atâtea taine și atâtea minuni? Nu știa despre ce-i vorba. Și atunci el spune îngerului cumva zâmbind. Cum poate fi una ca aceasta? Eu bătrân. Femeia mea trecută de vârstă. Ce copil? Și atunci îngerul îi spune, tocmai pentru că te-ai îndoit, vei rămâne mut și nu te vei dezlega până nu vei vedea taina cu ochii. Zaharia a cunoscut-o pe Elisabeta, că dacă așa i-a spus îngerul, Elisabeta a rămas grea, iar când s-a născut Ioan Botezătorul, toată lumea spunea să-i pună numele Ioan, să-i pună numele Zaharia, numele tatălui. Și au spus, nu, cel mai bine tata să scrie numele, cum se va chema. Și i-a scris numele, Ioan se va chema. Și atunci s-a dezlegat graiul și și-au dat seama că a fost taină dumnezească. Și Hristos și Ioan sunt născuți în exact în aceeași vreme și epocă, când domnea Irod Idumeu, care avea 3 fii, și când a auzit el de împăratul mare, când a auzit de magi, când a auzit că trebuie să vină cineva să ia împărăția, că e ceva profetic și biblic, a dat ordinul tăierii pruncilor. Și atunci, bineînțeles, că auzindu-se țipetele și zbierătele dinspre Ierusalim ale satelor și Iudeea fiind mai pe deal, când au venit călăreții cu ordine și treceau din sat în sat, Elisabeta l-a luat frumos pe prunc în poală, bătrână fiind, și printre cături pe cărăruși au luat-o, se numea Dealul Viilor, locul acela unde a ajuns Sfânta Elisabeta la jumătatea muntelui. Da. Soldații s-au dus o parte la templu și au spus, unde e femeia ta și copilul? Dar dacă eu de vreme ce sunt aici de săptămână, nu știu eu unde e femeia mea. Și l-au omorât. I-au tăiat capul lui Ioan Botezătorul, l-au ucis. Și atunci s-au dus după unde știau ei că este casa Sfântului Zaharia, casa goală. Și-au adus aminte că au moșii și mai la munte. Și iau după femeie. Femeia, când a văzut că vin călăreții, bătrână și cu copilul în brațe, a spus așa, munte, ne arată Sfântul Simeon, metafrastul în Vețile Sfinților, în Sinaxare. Deschide-te, înghite pe prunc și pe muma lui. Și odată s-a făcut o peșteră în munte, ca și cum ai deschide o ușă, Elisabeta a intrat cu pruncul acolo, peștera s-a închis la loc, soldații au trecut și s-au dus, crezând că s-a dus în altă parte. În peștera a crescut un izvor, este și astăzi, peste el este zidită o biserică benedictină. A crescut un finic, Elisabeta a mâncat acolo un an de zile și a băut apă din izvor și l-a alăptat pe Ioan Botezătorul. Apoi ea a murit, îngerul a îngropat-o, are locul mormântului, așa ar fi din vechime, păstrat locul, nu e ca o biserică, e doar ca o mică capelă, ca o încăpere și o mică groapă de piatră, cum era obiceiul la iudei, nu-i cu cripte, cu flori, cu simplu, o cutie din piatră cu capac. Au băgat-o pe Sfânta Elisabeta acolo și și-a dat sufletul la Dumnezeu, iar Ioan Botezător a fost crescut de îngeri, iar după ce a crescut, exact ca și Maica Domnului, după aceea a început singur să se hrănească cu acride, cu măcrișe, cu miere sălbatică, cu lăcustră, niște merișoare mici, cum ar fi la noi, păducelul. Uh-huh. Și până ce Ioan Botezător a crescut mare, spune, tradiția spune, că el multe lucruri bune le-ar fi învățat de la acești esenieni, spun unii, care ar fi la evrei cum ar fi la noi oastea Domnului. Când au văzut că lumea se strică și poporul evreu pierde legile și strică tot, acești esenieni s-au retras într-un loc anume, duceau o viață foarte izolată, foarte austeră, foarte călugărească, să spunem așa. Da.
și s-au apucat de scris scripturile pe pergamente de miel, le băgau în vase de lut și le îngropau în niște peșteri, cu ideea foarte minunată la vremea aia și minunată nouă astăzi, cu ideea că stricându-se lumea și cuvântul lui Dumnezeu va trebui vreodată să rămână Scriptura autentică așa cum a fost lăsată ea de marele profet Moise. Să rămână ea așa cum trebuie să fie. Și ce au făcut acești, esenieni? Au tâlcuit pe profeți, pe Daniel, pe Isaia, deci toți la rând, și-au băgat sulurile alea toate din piele de miel în oalele respective. Și abia prin 1960, după 2000 de ani, un beduin de asta păscând caprele, a chicat o capră acolo. Capra zberând s-a făcut ca un ecou imens și el când o căta a zis, bă, dar ce zgomot așa cu, cu rezonanță? Înseamnă că e o peșteră ceva. Și a dat drumul acolo în peșteră, a văzut ulcioarele respective, a început să bată în ele cu ciomagul să le spargă, a văzut că e piele de miel. El habar n-avea ce scrie pe ea. Le-a adus frumos, le-a scos, le-a dus în târg să le vândă pentru încălțăminte. Cineva care era priceput și a văzut, a cumpărat tot, l-a întrebat de unde le are, s-au dus și au cercetat peșterile alea toate la rând, au găsit sute de manuscrise, ele sunt expuse prin muzeele lumii, vă dați seama că e scris de 2000 de ani. În schimb, marea taină știți care a fost? Care? Că în momentul când Septuaginta, în timpul lui Ptolemeu, Filadelfu, cei 70 de înțelepți, pentru că lumea s-a prostit și poporul evreu s-a împrăștiat în diaspora, au uitat textele masoretice, n-au mai știut să scrie în ebraica pură, să vorbească aramaica curată din vremea Mântuitorului. Au tradus Biblia în limba greacă, era limba oficială, cum avem noi azi, engleza, să spunem, cum era cândva franceza, cum era cu 50 de ani rusa. Ei, și în momentul când s-a verificat astăzi Biblia tradusă de Septuaginta după modelul grecesc, s-a văzut că textele de la Marea Moartă corespund perfect cu textele din Septuaginta. Deci, acei înțelepți care mai rămăseseră știau Biblia originală, oficială, lăsată din cuvintele originale, nealterate a timpului de atunci. Și aceasta a dat o mare veridicitate Scripturii în zilele noastre prin faptul că ea este adevărată și autentică și nu s-a umblat la texte cum umbli în folclor, într-o muzică populară, da, într-o poezie și poți să o adaptezi 300 de variante de Miorița sau 300 de variante de poezii Mama sau altceva. Deci textul a rămas original. Și aceste texte vin exact ca mărturii astăzi și sunt capodopera lumii iudaice, pentru că ei dețin textele Scripturii originale până în zilele noastre. Ioan Botezătorul spune că ar fi avut anumite legături cu ei și ar fi învățat de la ei asceza, ar fi învățat multe lucruri frumoase cu ce a învățat de la îngeri, dar având o viață autentică, Dumnezeu l-a ales să fie, v-am spus, personajul secundar în actul principal al mântuirii lumii și să fie unicul om și unica ființă pământească care a pus mâna în capul lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul. Deci pe Dumnezeu nu l-a atins nimeni niciodată, afară de omul Ioan Botezătorul, care i-a pus mâna în creștet. Unicul om de pe pământ născut din femeie. Cel mai mare înger în trup și om născut din femeie. Și ca să vedeți o chestiune exactă, că aici avem trei tablouri în toată această chestiune biblică. O femeie modestă și stearpă care la bătrânețe naște. La fel ca Ioachim și Ana, la fel ca Sara, la fel ca Ana lui Elcana, că toate la rândul lor au născut fără firea, fiind bătrâne, sterpe. Vorbind de rezerva ovariană, de ceea ce numim noi astăzi un uter apt să nască, să hrănească un prunc. A fost voia firii, pentru că Dumnezeu se proslăvește prin lucrurile astea. Tocmai asta, lucrurile mai presus de fire, adeveresc prezența Dumnezeirii. 2. Vorbim de simplitatea credinței. Acest lucru este foarte, foarte greu de înțeles în zilele noastre. Deci, noi, în general, asta este vorba lui Teofil Părăian, nu mi-aparține mie, a fost întrebat odată acest părinte duhovnic al Ardealului, următorul lucru. Părinte, cum vi se par toate teologiile astea moderne, care de care mai sofisticate?
Și el avea stilul ăla așa, ușor dezinvolt, dar era puțin și comic, adică știa să-ți servească o glumă sau să te șficuiască așa în mod râzând. Apoi, dă dragă, dacă lumea a uitat să se roage și nu mai știe cine e Dumnezeu, sigur, îl ascunde în tot felul de formule ciudate ca să nu-l mai găsești. Adică cu cât teologia e mai sofisticată în cuvinte, cu atât Dumnezeu e mai departe de om. Ei, tocmai această simplitate a credinței o găsim în tablou acesta biblic, a ceea ce înseamnă viața Sfântului Ioan Botezătorul, născut din doi oameni temători de Dumnezeu și simpli, Elisabeta și Zaharia. Sterpi, modești, obișnuiți, fără averi, fără figuri în cap, ca să folosim un termen de astăzi. O credință puternică, dacă așa a spus Dumnezeu, așa trebuie să fie și așa a fost. Trei, simplitatea cu care ei apără pe acest prunc Ioan Botezătorul și modul la care atât de interesant lucrează Dumnezeu, să fie păzit de îngeri, să fie păzit de Dumnezeu, să fie crescut de îngeri, să fie hrănit de îngeri și să devină înger în trup și să aibă rol fundamental în ceea ce privește descoperirea lui Dumnezeu, descoperirea lui Hristos lumii. Pentru că cel care l-a descoperit pe Hristos este Ioan Botezătorul. Se spune că Ioan Botezătorul este cheia și pecetea celor două testamente. Cu Ioan Botezătorul se încheie testamentul vechi și începe testamentul nou. El este hotarul dintre cele două testamente. El ce a prorocit a văzut cu ochii lui, ce a prorocit s-a împlinit în persoana lui Hristos și ceea ce a pătimit ca mucenic a pătimit pentru Hristos. Noi spunem de întâiul arhidiacon Ștefan ca fiind întâiul mucenic, dar totuși primul mucenic al lui Hristos sunt cei 14.000 de prunci uciși de Irod, care sunt sângele pur și curat a poporului Israel pe care va călca Hristos în împărăția cerească și va începe biserica cea biruitoare din cer și va fi Ioan Botezătorul care spune așa: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția Dumnezeu. El când îl mustra pe Irod, de asta îl mustra. Că făcea curvărie, incest cu cumnată sau cu femeia lui Filip, care era un prostălău și un neputincios. Și el o luase pe Irodiada și pe Salomea la curtea lui, una dansa frumos și măsa cerea favoruri. Fie că cerea bani, fie că cerea... Și Ioan Botezătorul, știind lucrul ăsta, a mustrat tot timpul Irod, știindu-l om drept, să temea să-l atace, că se temea de popor și știa cât e de drept Ioan Botezătorul. Dar când s-a îmbătat și femeia a cerut capul lui Ioan Botezătorul, dacă a promis, n-a putut să-și calce cuvântul. Și l-a băgat pe Ioan în temniță și i-a tăiat capul. Dar în schimb, ucenicii au venit la Ioan și au zis: păi noi nu mai înțelegem ceva. Era vorba de Ioan Evanghelistul, de cel mai tânăr dintre apostoli, și de Andrei cel întâi chemat, care a încreștinat și România noastră, Sciția Minor, Dobrogea. Ce spune? Păi, dar nu mai înțelegem, zice. Tu botezi aici și el botează mai încolo. Păi nu-i nimic, zice, eu mă opresc. Păi cum să te oprești? Păi simplu, eu trebuie să mă micșorez, gata, mi-am terminat misiunea, el trebuie să crească. Ei se duc curioși să vadă ce spune Hristos, ce învață Hristos, că acum și Hristos boteza. Da. Și atunci Ioan Botezătorul între timp este prins în temniță, vin ucenicii la el, trimiși de Hristos în mod intenționat. Tu ești sau pe altul să așteptăm? Și în momentul când Ioan Botezătorul trimite pe Andrei și pe Ioan la Hristos să-l întrebe: tu ești sau pe altul să așteptăm? Hristos ce-i trimite răspunsul lui Ioan, care deja era cu capul tăiat? Orbii văd, muții vorbesc, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, bolnavii se vindecă, demonizații se izbăvesc. Asta spuneți lui Ioan. Dar când s-au dus, n-au mai avut cui spune, decât că au îngropat în taină trupul și s-au întors înapoi la Hristos, pentru că el era cel ce avea să aducă desăvârșirea harului și a legii. Ce găsim nou la Ioan Botezătorul? Găsim două lucruri. Puterea mistică, puterea ascetică, modelul absolut, deci de monah absolut și de ascet absolut, spune așa că în barba lui n-a intrat foarfece și n-a băut băutura amețitoare, sichera, adică țuica făcută din fructe de astăzi sau uzo de la greci, dacă vreți. Mai putem vorbi de Ioan Botezătorul, de misticul absolut și vorbitorul cu Dumnezeu, deci el depășește toate treptele de rugăciune, cum ne spune Isaac Siru. Rugăciunea minții, rugăciunea inimii, rugăciunea cea curată a minții, rugăciunea cea curată a inimii, rugăciunea de sine mișcătoare, extazul, contemplarea, revelația, răpirea și uimirea. E, sunt cam grele, dar am zis că să fie
Deci Ioan le vede, le trăiește și le cunoaște. Deci vorbește direct cu Dumnezeu. Nimeni n-a vorbit cu Dumnezeu de la egal la egal până la Ioan Botezătorul.